Avocatul poporului Ceslav Painicu îl acuză pe șeful poliției Viorel Cernăuțeanu de presiuni și mixtiune în activitatea instituției după ce acesta i-ar fi cerut modificări la un raport. Viorel Cernăuțeanu a negat orice acuzație de imixtiune. Într-o postare pe rețelele sociale de pe 19 ianuarie, Ceslav Painicu declara că șeful unei instituții a cerut oficiului avocatului poporului să modifice un raport de constatare. Atunci acesta a evitat să dea numele funcționarului. Conducătorul vine nu cu o somație și o negare a constatărilor identificate de către oficiul avocatului poporului, ci și cu solicitarea de a modifica raportul de constatare. Drept că mie nu-mi este clar din scrisoare dacă se dorește mai mult îmbunătățirea situației din acel domeniu sau, pur și simplu, este o încercare de a ocoli noțiunea de imixtiune în activitatea avocatului poporului, care, apropo, este o instituție de rang internațional și constituțional. Astăzi, avocatul poporului a anunțat oficial că este vorba despre Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, și a calificat scrisoarea acestuia drept un atac asupra independenței instituției. Ori, eu nu m-am adresat domnului Painicu în privat, eu nu m-am adresat domnului Painicu prin careva rețele de comunicare. Eu am semnat o adresare din numele instituției poliției, unde am făcut referire nu de a anula careva acte, dar de a corecta unele erori care au fost recurate în raportul avocatului poporului, care cumva duc la discreditarea imaginii poliției. Ori sintagma care a fost expusă în unul din rapoartele avocatului poporului, unde se spune că solicit dubios, eu, ca instituție de drept, nu pot să cred că o instituție de drept poate utiliza astfel de terminologii non-juridice. Avocatul poporului a sesizat ministrul afacerilor interne, prim-ministrul, președintele Parlamentului și mai multe comisii specializate din Parlament și a cerut măsuri pentru încetarea oricărei acțiuni de intimidare și imixtiune în activitatea instituției.